Consiliul Județean a găzduit o întâlnire interactivă între tinerii anilor terminali din liceele slătinene, oameni de afaceri și reprezentanții ai Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism. O să vedeți ce înseamnă conceptul de România Hub și cum poate ajuta conceptul acesta. România Hub este un program deja activ, cum ajută efectiv mediul privat și mai ales cum putem ajuta la integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii și nu numai. Poate doriți să o faceți o firmă, cine știe, ar fi excelent. Secretarul de stat, Anca Laura Ionescu, le-a prezentat toate programele și facilitățile pe care guvernul le acordă antreprenorilor și mai ales tinerilor care se gândesc să se apuce de un business. Aceasta a pus accent pe Empretrec, un program internațional pentru dezvoltarea și sprijinirea antreprenorilor. Eu vă încurajez să beneficiați, să aplicați la acest program pentru care ne aflăm astăzi aici la Empretec. Este o șansă deosebită. Timp de 9 zile veți avea ocazia să aflați lucruri interesante despre antreprenoriat, pentru că este foarte important să vă deschideți o afacere, să fiți proprii dumneavoastră stăpâni, să nu mai depindeți de alții și, așa cum ați văzut, aveți posibilități și sprijin în Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri și Turism, pentru a face toate aceste lucruri. Robert Andrei este un foarte tânăr antreprenor și facilitator Empretrec. El a explicat ce înseamnă acest program. Empretrecul nu este așa. Empretrecul pune foarte mare accent pe experiența practică, experiența antreprenorială în decursul acestor 9 zile de workshop. O experiență foarte intensivă, o experiență în care aveți posibilitatea să vă cunoașteți pe voi înșivă și să interacționați foarte mult cu ceilalți participanți și cu ceilalți facilitatori. Atelierul de lucru Empretrec se va desfășura la Slatina în perioada 29 noiembrie-6 decembrie și este gratuit, iar cei care doresc să se înscrie trebuie să acceseze site-ul www.aippimm.ro. Mai multe despre Empretrec puteți afla vineri 7 noiembrie, urmărind ediția specială a emisiunii Perfectul Simplu, începând cu ora 8:20.